Frate drag, totul e hotărât. Am fost condamnat la patru ani de muncă în fortăreață. Se pare în cea din Orenburg, pe care voi fi trecut în rândul soldaților. Astăzi, 22 decembrie 1849, am fost duși într-o piață și acolo ne-au citit tuturor condamnarea la moarte. Acolo ne-au dat voie să sărutăm crucea, ofrând săbile deasupra capetelor noastre și ne-au pregătit ținuta de dinaintea morții cămășile albe, după care trei dintre noi au fost puși la stâlp pentru executarea sentinței. Eram al șaselea, ne chemau câte trei, prin urmare mă aflam în al doilea șir și nu-mi rămânea de trăit niciun minut. Mi-am amintit de tine, frate, de toți ai tăi, în ultimul minut tu, doar tu singur ai fost în mintea mea. Abia aici am aflat cât de mult te iubesc, scumpul meu, frate. Am aflat că tobele au bătut pe cei legați de stâlp i-au adus înapoi și ne-au citit că luminăția sa, împăratul, ne dăruiește viața. Apoi au urmat adevăratele sentințe. Iată cuvintele unui scritor de geniu, l-ați recunoscut, vedeți și aici titlul Dostoevski, într-adevăr, într-o scrisoare către fratele său Mihail, datată 22 decembrie 1149, scrisă la Petersburg, relatează întâmplările din piața Semionovskaya din Petersburg, cele pe care le-au trăit membrii grupului Petrashevski. Și această scrisoare face parte dintr-un volum pe care ne propunem să-l comentăm pentru noastră, întâi pentru membrii Clubului Marile Cărți, apoi pentru un public mai larg. Ne propunem să Comentăm această carte importantă apărută la editura Polirom, îngrijită, tradusă și, bineînțeles, prefațată cu un studiu introductiv temeinic de Leonte Ivanov, apărut în 2018. Titlul studiului introductiv este Dostoevski după Dostoevski. Dragi prieteni, suntem adesea obligați să revenim la acești clasici pentru că, în viața lor, în opera lor, găsim nu doar un adjuvant pentru propriile noastre vieți, ci găsim repere fundamentale. Spuneam că la mijlocul acestei cărți veți găsi această relatare. Cartea mea a fost pluată la propriu, de aceea arată așa. Vom obține o nouă ediție, un nou exemplar, poate cât de curând. Spuneam că în condițiile în care a fost arestat preventiv, iată, Dostoevski tânărul de numai 28-27 de ani E o discuție legată de anul nașterii sale, 1821-1822 Dostoevski relatează cum anume a fost comutată pe deapsa Inițial în muncă silnică și apoi ziua execuției, deși a fost fixată pe 22 decembrie, nu a fost o zi fatidică, pentru că, nu așa, Nicolae I, Luminația s-a împăratul, țarul a dat poruncă să fie citit actul de milostenie, actul din partea suveranului, cu doar câteva secunde ca primele focuri de armă să răsune. Un gest cinic, ar spune unii, în același timp, un gest, totuși. De bunăvoință Care îl pune pe Dostoevski Alături de Sergei Durov Alături de Alexei Plescev Și alți colaboratori Ai grupului Petrașche Petrașevski Îi pun pe toți aceștia într-o sanie Într-o sanie care îi duce Spre Siberia de gheață Spuneam că vom vorbi în această Discuția noastră Despre cum anume aceste relații de prietenie cu fratele său, Mihail. Dostoevski a mai avut încă doi frați, pe Andrei, care era arhitect, dacă nu mă înșel, și pe Nicolae. Ei bine, spuneam, această relație de prietenie cu Mihail a fost salvatoare, deși inițial a fost, spuneam, arestat, apoi anchetat pentru participarea la conspirații criminale pentru răspândirea unei scrisori a lui Belenski sau Belinski Scrisoarea către Gogol plină de expresii necuvincioase la adresa Bisericii Pravoslavnice și a puterii de vârf, după ce a fost condamnat la 8 ani de muncă silnică, pentru că apoi suveranul să îndulcească pedeapsa la doar 4 ani, Dostoevski a urmat să fie trecut și în rândul soldaților, soldaților armatei țariste, pe care suveranul i-a parcat aproape de granița cu Mongolia. Era o pedapsă pe care de altfel și alți soldați, cum au fost decembriști, au primit-o Vom vorbi despre acest grup de ofițeri care, inspirați de reformele făcute de țările occidentale Și au dorit și în Rusia să aibă asemenea transformări politice Vom vorbi despre experiența lui Dostoevski în închisoare Cel care îi spune fratelui său cu doar câteva săptămâni înainte, repet, fiind în fortăreața Sfântul Petru și Pavel Dragă frate, cărțile tale, Shakespeare și Biblia, dar și banii, le-am primit și îți mulțumesc pentru toate acestea. Încă o dată îți mulțumesc pentru cărți, îți mulțumesc în deoseb pentru Shakespeare, bine a ghicit. Comedia lui Turgenie este nepermis de slabă. E acest mare scriitor, spun Dostoevski, eternul îndrăgostit de literatura europeană și, bineînțeles... Eternul îndrăgostit de Hristos, așa cum veți vedea în doar câteva minute. Dostoevski va avea o experiență incredibilă în drumul său către Siberia. Va întâlni o ființă extrem de gracilă, o doamnă minunată pe faimoasa famo Natalia von Vizina, care Sigur, a avut și ea un rol absolut salvator de aici și prezența figurilor feminine în romanele lui Dostoevski, care întotdeauna este o prezență salvatoare, spuneam. Ei bine, sentința a fost comutată și au fost trimiși spre Siberia pe geamurile trăsuri în timp ce eram duși în piața Semionovskaya am văzut o mare de oameni, suntem încă la Petersburg, în 1849, anul în care și Avram încerca să facă în Transilvania o mișcare de susținere a nu așa, românilor care erau persecutați. Spuneam că, doamnelor și domnilor, spuneam că nu e așa. Dostoevski suferea ca și alți revoluționari în acea perioadă în care Europa întreagă era cuprinsă de această fremătătoare dorință de schimbare. Pe geamul retrăsuri, în timp ce eram duși în piața Semionovskaia, am văzut o mare de oameni. E posibil ca vestea să fie ajuns chiar până la urechile tale, iar tu să fii suferit pentru mine. Frate, nu mi-am pierdut curajul și nu m-am prăbușit sufletește. Viața e viață peste tot. Asta ne spune Dostoevski în scrisoarea trimisă fratelui său. Repet, a stat uh, într-o fortăreață, Sfântul Petru și Pavel, de unde era foarte greu să scapi, să ieși. Și la două zile după înscenarea aceasta din piața Semenovskaya, 24 decembrie, Fiodor Dostoevski își va lua rămas bun de la fratele său Mihail. Am înțeles acest lucru, această idee a pătruns în trupul și în sângele meu. Da, este drept. Acel cap care crea, trăia viața superioară a artei, care a înțeles și s-a obișnuit cu cerințele înalte ale spiritului. Am rămas doar cu memoria și cu acele imagini create, dar încă neîntruchipate de mine. Ele mă vor exprima, e drept, numai că în mine a rămas inima, acel trup și acel sânge care, de asemenea, pot și să iubească, și să sufere, și să dorească, și să țină minte, iar tot aceasta, tot acestea înseamnă viață. On voit le soleil. Vedem soarele, un citat din Victor Hugo. Foarte multe comentarii încă o dată pe care le fac sunt datorate traducătorului Leonte Ivanov. Un excepțional exeget în limba română al Marelui Dostoevski. Rămâi cu bine, frate. Nu fi trist din pricina mea. Acum am câteva dispoziții. Acum câteva dispoziții materiale. Cărțile. Biblia a rămas la mine și câteva foi din manuscrisul meu, planul în al unei drame și al unui roman și nuvela încheiată, poveste pentru copii, mi-au fost confiscate. Și îți vor, vor reveni, cel mai probabil ție, paltonul și vechiul costum le las, de asemenea, dacă vei trimite, să le ia. Acum, frate, mă așteaptă o lungă călătorie. Am nevoie de bani. Banii îmi sunt mai necesari decât aerul. Sărute pe soția, și pe copiii tăi, amintește-le de mine, fă în așa fel încât să nu mă uite. Gândește-te la viitorul copiilor tăi, trăiește cu folos, parcă ar fi Cehov, într-o scrisoare tot așa către fratele său. Prec la drum bolnav, am scrofuloză, suferea și de hemoro hemoroizi, toată viața a fost un om încercat din punctul de vedere al sănătății. Sunt 5 luni și mai bine decât trăiesc cu foarte puțin strângele mâna a prietenilor mei, poate că într-o bună zi ne vom îmbrățișa și ne vom aminti de timpurile fericite de dinainte, fragede și de tinerețea noastră și de speranțele noastre. Oare o să mai țin pana în mână? Cred că doar peste patru ani va fi posibil, scrie Dostoevski, cel care în tinerețe, în prima tinerețe, a fost îndrăgostit, spuneam, de mari clasici, vom reveni. În caz că nu voi putea să scriu, voi muri. Mai bine 15 ani de temniță, dar cu pana în mână. Scrie mai des, scriem am anunțit, scriem am minuțios. Nu uita, nu uita că sunt bolnav. Fii fericit și tu, frate, fi fericit. Nu fi mâhnit pentru Dumnezeu, nu fi mâhnit din pricina mea. Voi fi soldat. Aceasta nu mai înseamnă că voi fi deținut. Și M-am aflat astăzi în fața morții, trei sferturi de ori am trăit cu acest gând, mă găseam în ultima clipă și acum iată mă trăiesc din nou. Experiență cumplită, spune uh, domnul Ivanov, care l-a marcat nu numai pe Dostoevski, ci și pe ceilalți membri grupului Petrașevski, o poveste pe care o vom regăsi în romanul Idiotul, povestită sau repovestită de către prințul Mășchin. În sufletul meu nu este nici răutate, nici fiere Aș dori să iubesc și îmbrățișez în această clipă Aș vrea să îmbrățișez în această clipă Măcar pe cineva din cei pe care am cunoscut înainte Fi liniștit, încă trăiesc și voi trăi în viitor Acum arunc o privire asupra trecutului Și mă gândesc câtă vreme E irosită zadarnic, cât s-a pierdut din cauza rătăcirilor, a greșelilor, a neștiinței de a trăi. Viața este un dar, viața înseamnă fericire. Si jeunesse, save, o aluzie la un, la un citat celebru, la o vorbă de duh, dacă tinerețea ar ști, dacă bătrânețea ar putea, schimbând mi viața, renasc într-o nouă formă. Frate, jur în fața ta că nu voi pierde speranța și voi păstra spiritul și inima în curăție. Voi renaște spre mai bine. Voi renaște Spre mai bine. Ne spune Dostoevski, cel care, apoi, într-o scrisoare din 1854, deci câțiva ani bun mai târziu, în 1849, el se plânge că i s-au confiscat cărți, cere sprijin, cere bani, dar câțiva ani mai târziu, 1854, aproape 5 ani mai târziu, când deja avea un plus de libertate la Omsk într-o zi de ianuarie, 30 ianuarie, îi scrie din nou fratelui său Mihail, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, despre asta vorbim, despre corespondența în mod special între Dostoevski și fratele său, dar nu numai scrisorile către fratele său sunt relevante, vom veni în dată la epistola trimisă Nataliei Dimitrevnea von Vizina, care a murit în anul 1869, după ce a fost o femeie fatală, Îmi putea spune, în perioada în care Rusia încerca să-și revină după atacurile lui Napoleon, e bine, spuneam, în aceste scrisori găsim un Dostoevski disperat, un Dostoevski absolut îndrăgostit de Europa, dornic să revină la Petersburg, pe care oraș, sigur, l-a părăsit împotriva voii sale. Acel Petersburg al lui Gogol, despre care ni se spune, nu-i așa, că n-ar putea exista fără faimoasa stradă Nevski Prospect. Pentru Petersburg, spunea Gogol, Nevski Prospect este totul. Prin ce nu strălucește frumusețea asta de stradă a capitalei noastre? Știu că niciunul dintre palizii locuitori și funcționari n-ar da Nevski Prospect pentru toate bogățiile din lume. De Nevski Prospect e încântat nu numai cel care are 25 de ani, ca Dostoevski, înainte de a fi fost arestat, mustăți frumoase, din nou ca Dostoevski și surtuc minunat cu sut, din nou ca Dostoevski, ci chiar și acela în a cărui barbă încep să iasă firele albe și, al cărui cap, și al cărui cap e neted ca o tavă de argint. Dar cu coanele, o, oh, cu coanele, cu coanelor li și mai plăcut Nevski Prospect. Cui nu-i place? Abia a ieșit pe Nevski Prospect și-ți vine să te plimbi. Omul întâlnit pe Nevski Prospect pare mai puțin egoist decât, de pe, decât uh, cel de pe alte străzi, precum Morskaya, Litenaia și așa mai departe. A tot puternicul Nevski Prospect, singura distracție a Petersburgului atât de sărac în petreceri. Cât de curat îi sunt măturate trotuarele și, doamne, câte picioare și au lăsat urmele pe ele. Nevski Prospect, locul de întâlnire al întregii societăți din Petersburg, un locuitor din cartierul Petersburg sau Vâborg, care nu și-a văzut de câțiva ani un prieten din Peschi, ori de la bariera Moscovei, poate aici, pe Nevski Prospect, îl va întâlni. Nevski Prospect, locul unde muzicul vorbește despre 10 copeici sau 6-7 parale, locul unde băiețandrii îmbrăcați în halate pestrițe trec ca fulgerul Nevski Prospect. Aici veți întâlni minunate mustăți pe care nu le-ar putea zugrăvi nicio pană, nici un penel, mustăți cărora li s-au închinat jumătate din anii cei mai bune vieții, mustăți care sunt și noaptea și ziua obiectul unor atenții îndelungate, mustăți pe care s-au turnat cele mai sublime parfumuri, mustăți unse cu pomezile cele mai scumpe și mai rare, mustăți care se răsucesc în timpul nopții pe hârtie velină, mustăți de care cei ce le poartă sunt legați sufletește în modul cel mai mișcător, mustăți pentru care sunt invidiați purtătorii, nu-i așa, de trecători, mii de pălării de toate felurile, mii de rochii, mii de basmale multicolore, fine, de care posesoarele lor se simt strâns legate de două zile întregi, Acestea orbesc pe oricine trece. Pe Nevski prospect. S-ar părea că o mare întreagă de fluturi, ridicați deodată de pelujere, se revarsă asemenea unui nor peste bondarii negri de sex masculin. Veți întâlni aici talii pe care nu le-ați fi putut visa vreodată, subțirele înguste talii, care nu sunt mai groase decât gâtul unei sticle și în fața cărora vă veți da cu respect la o parte, pentru ca nu cumva să le atingeți din nebăgare de seamă cu cotul Nepoliticos. Inima vă va fi cuprinsă de teamă, ca nu cumva să frângeți, chiar cu o răsuflare neprevăzătoare, creația aceasta minunată a naturii și a artei Nevski Prospect. Dar, ce mânești de cucoane veți întâlni aici, ce splendoare! Unele seamănă cu două baloane, încât ai impresia că doamna respectivă s-a ridicat dintr-o dată în aer dacă n-ar susține bărbatul. Unul își arată pe acest nevski prospect, haina luxoasă, cea mai bună, blană de castor, altul un minunat nas grecesc, al treilea niște favoriți neîntrecuți, a patra o frumoasă pereche de ochișori și o pălărie minunată, al cincilea un talisman pe, degetui pe degetul mic și elegant, a șasea un picioruș cu o ghetuță fermecătoare, al șaptelea o cravată care stârnește uimirea, al optulea niște mustăți care te uluiesc. Nevski toate acestea, dragi prieteni, au fost lăsate în urmă, în exilul siberian al lui Dostoevski. Priveam Țintă Petersburgul, trecând pe lângă clădirile luminate de săr sărbătoare și un rămas bun de la fiecare casă. Se întâmpla chiar de Crăciun. Dostoevski e obligat să părăsească împreună cu ceilalți de de deținuți la orele 12 fix înlănțuit purtând lanțuri la picioare, este obligat să părăsească vechea capitală împreună, spuneam, cu ceilalți deținuți, însoțiți de către un jandarm, cu toți erau într-o sanie și, de fapt, în total erau patru sănii și erau obligați să lase atmosfera de sărbătoare în urmă. O zi de iarnă, dintre cele mai ciudate, Eram purtați prin locuri pustii, pe șleaul Petersburgului, al Novgorodului, orășele rare, neînsemnate, numai că am pornit la drum în timpul sărbătorilor și peste tot se găsea de băut și de mâncat. Înghețam bocnă, eram îmbrăcați călduros, dar să stai, spre exemplu, 10 ore fără să cobori din această trăsură și să parcurgi 5-6 stații, era aproape insuportabil, frigul. Spune tânărul Dostoevski Mă pătrundea până în măduva oaselor Și abia reușeam să-mi dezmor dezmorțesc Trupul în camerele mai încălzite Purtam lanțuri Purtam lanțuri Granița cu Europa în fața noastră Siberia și destinul tainii cuprins în ea În urmă, întreg trecutul Mă apăra credința, mă apăsa tristețea mi-au dat lacrimile. Voi spune doar că simpatia vie, compasiunea oamenilor ne-au recompensat, făcându-se să ne simțim aproape fericiți, deportații vremurilor de dinainte. Mai exact, nu ei, ci soțiile lor, au avut grijă ca noi să fim bine. Ne-au tratat ca pe niște rude. Ce suflete admirabile, călite de 25 de ani de nenorociri și sacrificii. Le-am zărit întreagăt. Cum plecasem subțire fără să-mi fi luat măcar haine groase, am regretat lucrul acesta. Dar mi-au trimis chiar și o haină. Cine? Acești oameni. Aflați ei înșiși în surgion. Dacă din Tobolsk am aflat despre cei ce ne vor fi șefi direcți în Omsk, în această fortăreață pentru apărarea granițelor sudice ale Rusiei, în această fortăreață devenită oraș în anul 1782, aici, în Omsk, Dostoevski reflectează la condiția umană. Cu Ognașa am făcut cunoștință încă de la Tobolsk, iar aici la Omsk M-am așezat să trăiesc printre ei vreme de patru ani. Sunt oameni brutali, irascibili, înrăiți. Ura pe care au față de nobili depășește orice limită. Și de aceea pe noi nobili, pentru că Dostoevski avea o rădăcină pentru o familie aristocratică, ne-au întâmpinat cu dușmănie și cu o bucurie răutăcioasă față de necazul nostru. Dacă ne-ar fi putut, mânca de vii ar fi făcut-o. De altfel judecă și tu, îi spune Dostoevski, Fiodor, fratelui său Mihail. Ce mai prote protecție este și aceea când trebuie ani de zile să trăiești și să bei și să mănânci și să dormi alături de acești oameni, când n-ai timp să te plângi de nenumăratele și feluritele lor ofensă, deținuții, ocnașii. Ocna militară e mai rea decât cea civilă. În toți acești patru ani, spune Dostoevski, pe care i-am petrecut neîntrerupt în închisoare, cu greu am ieșit în spatele zidurilor. Și dacă o făceam, dacă ieșeam din închisoare, ieșeam doar ca să muncesc pentru un împărat. Pe podea, în închisoare, murdăria era grea. Vara, zăpușala era de neîndurat. Iarna, frigul insuportabil. Dușumele le-au putrezit toate. Micile geamuri sunt acoperite de chiciură. așa că ziua întreagă nu poți citi. Gheața de pe sticlă ieșia de un verșoc, adică 4 cm. Din tavan picură totul el unecos. Stăteam înghesuiți ca sarderele pot să arzi și o căruță de lemn, dar cald nu se face. În cameră, gheața abia dacă se topește, iar fumul... E de neîndurat. Așa e toată iarna. Aici, în cazarmă de ținuți rufăria și împroașcă cu apă prin toată cămăruța. Nici n-ai unde să te întorci. Ocna și put ca porcii, spune Dostoevski. Pe timp de noapte ne acopeream cu micile scurteice, iar picioarele rămâneau mereu dezgolite. Tremurai de frig toată nopticica. Purici și păduci și gândaci se adun grămadă. Iarna purtam cojoace scurte, adesea mizerabile, care aproape că nu ne încălzeau, iar în picioare aveam cisme cu cărâmbii scurți. Mi-am deranjat în închisoare, la culme, stomacul, și în câteva rânduri am stat bolnav. Gândește-te și tu, ai putea oare să trăiești fără bani? Și dacă nu i-aș fi avut, aș fi murit cu siguranță. Și nimeni, niciunul dintre deținuți, n-ar fi suportat o asemenea viață. Din cauza slăbirii nervilor, s-a întâmplat să am o criză de epilepsie. Dar încă lucrul acesta se întâmplă rar. Mai sufăr și de reumatism la picioare. În rest, mă simt destul de sănătos. Adaugă la aceste plăceri imposibilitatea aproape totală de a avea o carte, căci ceea ce procuri trebuie citit pe furiș. Veșnica gâlceavă și ceartă din jurul tău, sudălmile, strigătele, zarva, tărăboiul faptul că ești permanent sub o escortă, nicio clipă singur, toate acestea, vremea de patru ani, fără nicio schimbare, toate acestea mi-au făcut rău. Nu uita, am nevoie de cărți și de bani. trimite în numele Lui Hristos. Orașul Omsk e dezgustător. Aici cunosc prea puțini oameni. Copaci aproape că nu există vara, e zăpușală și un vânt cu nisip iarna totul viscolește. Vreo priveliște n-am văzut, un orășel murdar, cazon și respingător, în cel mai înalt grad. Am nevoie de fra fratele meu, drag. Am nevoie de bani și de cărți. Bani aș mai avea, dar cărți deloc. De aceea, neapărat, am nevoie, spune, nevoie extremă, adaugă Dostoevski, de istoricii antici, în traducere, de istoricii noi, și anume Cărțile trimise de Dostoevski includ sau solicitate de el pe Gian Vico, pe Ghizo, pe Thierry, pe Ranche și, pirește, zice Dostoevski, am nevoie de economiști și de părinții bisericii. Alege edițiile cele mai ieftine și mai compacte. Trimite-mi-le neîntârziat. Sunt detașat la semi în această stepă Kirgiza, în cărți și nu uita că am nevoie și de lexiconul nemțesc pentru niște traduceri pe care el le plănuia. După aceea textul continuă, foarte apăsător, câte te privești de ale vagabonzilor și ale tâlharilor, cu traiul și sumbru, câte povești am cunoscut care îmi vor ajunge pentru tomuri întregi, ce popor straniu, dar timpul nu e pierdut. Dacă n-am reușit să cunosc Rusia, atunci poporul îmi e bine cunoscut. Iartă-mi, frică, iartă-mi, mica mea vanitate, ce face Colea, ce face unchiul mai trăiește, cum o duce fratele Andrei, mă tu și eu să-i scriu prin sora Verocica. Nu uita să arzi această scrisoare, dacă cumva ea, iar putea compromite pe oameni. Nu mă uita în privința cărților, dragă prietene, cei mai important, istorici, economiști și sfinții părinți și istoria bisericii. trimite mi le în momente diferite, dar fă-o neîntârziat. Frate, drag, cărțile înseamnă viață. Sunt pâinea mea, viitorul meu. Cărțile înseamnă viață. Sunt pâinea mea, sunt viitorul meu. Pentru numele lui Dumnezeu. Nu mă lăsa de izbeliște. Întreabă dacă e permis, dacă pot să-mi trimiți cărți în mod oficial. Dar trimitem. Trimitem Coranul, critic de rezon pur, a lui Kant, critica rațiunii pure. Și dacă poți cumva nu pe cale oficial, atunci trimitem neapărat Hegel și în mod deosebit cartea sa Istoria filozofiei. Cu acest, acestea, întregul meu viitor este întregit. Trimitem cărți, trimitem cărți, trimitem cărți. Iată-l pe bulimicul Dostoevski, înfometat de cunoaștere, rugându-l pe fratele său să aibă grijă în mod special de acest, acest proces de formare. Dostoevski avea în jur de 32 de ani. Haideți să vedem cum s-a format acest Dostoevski și aflăm, bineînțeles, istoria formării acestui titan al gândirii, firește. Aflăm istoria lui Dostoevski citind primele scrisori din perioada, să spunem, studenției. De fapt, el a încercat să fie mai degrabă un ofițer și condamnarea la retrogradat din acest punct de vedere, cel care a trebuit să studieze, vă dați seama, geodezia și fizica și, bineînțeles, artileria și cel care a trebuit să facă o grămadă de cursuri marțiale la școala superioară de ingineri, cel care a trebuit să gândească nu un proiect literar, ci mai degrabă alinierea la standardele armatei țariste, cel care a trebuit în 1839, la vârsta de 17 ani, să supraviețuiască emoțional unei traume care a fost, se pare, uciderea tatălui său Mihail Andreevici pe de un domeniu pe care ei îl aveau, nu departe de, parte de dar o voie, Iată, cel care a trebuit, spuneam, să își îngroape pe tatăl, care a fost abandonat pe câmp de către țărani, nu știm exact, dintr-o criză de apoplexie sau poate pentru că a fost și bătut și maltratat. Tatăl său, care era medic, a murit. Omul de știință din casa lor s-a da? dus în lumea de dincolo, fără să fie un om foarte iubit. Dar în timp ce încă mai era în viață, acest Mihail Andreevici Dostoevski primea scrisori de la fiul său care îi spunea Te rog să-mi trimiți măcar ceva pentru cizme în tabără. De asemenea, aș vrea să mă abonez la biblioteca franceză ca cititor. Câte opere uriașe ale genilor în matematică și ale genilor militare sunt disponibile în limba franceză. Dar la ce bun să devin un pascal? Matematica fără aplicații este zero curat. Îl citesc acum pe Iuliu Cezar, și după o despărțire de 2 ani de latină, înțeleg absolut tot. Era într-adevăr un om complet, era extrem de bine pregătit, știa să citească nu doar în germană, nu doar în franceză, ci și în latină și după cum vedeți lua note foarte, foarte bune. Admis la școala superioară de ingineri, Dostoevski urmează cumva drumul pe care și fratele său Mihail l-a asumat într-o clădire care a fost construită între anii 1797 și 1800 în manieră clasicistă de către arhitectul și pictorul Vincenzo Brena, fiind o clădire monumentală a Petersburgului. În piața din fața acestui palat se află de altfel statuia ecvestră a lui Pavel I, țarul Pavel I, o operă a sculptorului italian Rastrelli după ce în incinta Palatului Mihailovsk a fost ucis țarul Pavel în anul 1801, membrii familiei regale n-au mai locuit aici. Dar o voie, spuneam, locul unde moare frat, tatăl, tatăl celor doi frați, celor patru, de fapt, frați, Mihail, dar o voie, spuneam, că era un domeniu unde copi, copilăria lui Dostoevski a cunoscut... Experiența beatitudinii. Să spunem în continuare, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, că Dostoevski a fost uh, un tânăr precoce, că Dostoevski și-a dorit foarte mult să înțeleagă gândirea uh, occidentală, de la origini până în zorii modernității și dincolo de ei. Spuneam că printre multele cursuri făcute. Ca inginer, inginer de garnizoană sau inginer de campanie, astea erau cele două opțiuni disponibile, inginer militar mai târziu, Dostoevski caută, spuneam, să învețe cât mai mult despre istoria literaturii. Și dați-mi voi să vă reamintesc cum anume se pregătea Dostoevski în corespondența cu fratele lui, în care aflăm clar că a avut o pasiune fabuloasă pentru Schiller, pe care la citit în nenumărate rânduri, chiar și copiilor săi, e bine spuneam că deja foarte tânăr, la 17 ani, Dostoevski era capabil să stabilească corespondențe între opera lui Pușkin și opera lui Schiller. De asemenea, îi spunea fratelui său cât de mult îl iubește pe Victor Hugo și de ce Homer, un om legendar, poate ca Hristos, era încă sub influența, nu-i așa, unor școli occidentale de teologie, e bine, Homer poate fi pus în paralel doar cu Hristos și nu cu Goethe, spunea el atunci. Pătrundel frate înțelege Iliada, pentru că în Iliada Homer a dăruit întregi lumi antice o organizare, viața pământească și spirituală, absolut cu aceeași putere cu care Hristos a dăruit o rânduială luminoi. Victor Hugo, are un caracter pur angelic, are orientare creștină, copilărească în poezia sa și nimeni nu se compară în acest sens cu el, nici Schiller, nici liricul Shakespeare, nici Byron, nici Pushkin. Foarte interesantă pasiunea lui Dostoevski pentru Cornei, de asemenea, de asemenea o pasiune nestinsă pentru Shakespeare care deja în Anii 1830-1840 fusese tradus în limba rusă, fiind disponibil evident în limba franceză, într-o altă traducere. Foarte probabil Dostoevski a citit mulți autori anglofoni în traducere franceză. De asemenea, fascinat de patrocle, de ahile, fascinat de capodopera lui Cornei, apărut în 1636, Elsid Cidul. Plesid, s-a mai spus, figura aceasta medievală a unui cruciat și de asemenea Dostoevski se descoperă pe sine ca fiind pasionat de opera lui Goethe. De asemenea, foarte multe referințe la Faust, eroul care, căutând nemărginirea necuprinsul, devine nebun chiar în clipa în care această nemărginire, acest necuprins, a fost atins Foarte interesantă Deci pasiunea lui Dostoevski Pentru acești uh, autori Permiteți-mi să Mai spun Că acest Dostoevski Pe care îl cunoaște mereu Prea puțin Apropo de Cultura română Care încă are restanțe Spuneam că abia acum Avem primul volum disponibil Din scrisorile lui Dostoevski În traducerea noastră în traducerea literară oferită de Leonte Ivanov, spuneam că Dostoevski a tradus el însuși Eugenie Grande a lui Balzac, fiind de altfel fascinat de, aș spune, această calidoscopică și enciclopedică relatare despre condiția umană pe care o putem găsi în, în operele lui Balzac. De asemenea, fascinat de Don Carlos, de asemenea, dornic să editeze, să tipărească hoții sau intriga, intrigă și iubire, cabale un libe, despre Don Carlos și alte asemenea lucrări. Dostoevski spunea că s-a entuziasmat de Shakespeare și ca și Eminescu, nu e așa, n-a încetat niciodată să îl studieze pe marele Brit. Suntem, deci, în perioada de formare a lui Dostoevski, în care tatăl său e mai degrabă nemulțumit că el nu alocă suficient timp, nu e așa, acestei ocupațiuni care trebuia să îi definească întreaga viață, cea de soldat, cea de ofițer și, spuneam, după ce Literatura îl condamnă la propriu, nu numai la figurat, la ani lungi de surgiun, Iată cum întâlnirea cu această Natalia Dimitrevna îi va schimba definitiv viața. Să spunem două lucruri despre această doamnă: această generaleasă, care fusese inițial îndrăgostită de un bărbat, dar care, mai tânăr, evident, dar care s-a căsătorit cu un general major. Mihail Alexandrovici von Vizin, care a trăit între 1787 și 1854, spuneam, Mihail Alexandrovici von Vizin a fost arestat pentru că a pregătit Revolta Decembristilor în 1825. Găsiți pe Epic History, dacă nu mă înșel, o superbă relatare despre această re revoltă sau răscoală a decembriștilor care au fost condamnați și ei la muncă silnică în Siberia. Deci femeia aceasta fatală, Natalia Dimitrievna, l-a urmat pe soțul ei, inclusiv în Tobolsk, acolo unde uh, soțul în vârstă, e adevărat, se îmbolnăvește și foarte interesant cum uh, această doamnă continuă să tulbure anumite inimi. Soțul era născut în 18... 1787, ea era născută în 1803 și va muri în anul 1869. 1803, 1869, deci va muri la mai puțin de, la mai puțin de 70 de ani. Ei bine, această femeie, spuneam, îl însoțește pe soțul ei, care primește permisiunea în 1853 să plece spre partea europeană a Rusiei. Și această doamnă, Natalia Fonvizina, Natalia Dimitrevna, după numele tatălui, pleacă din nou la Tobolsk ca să-l viziteze pe un alt decembrist, Ivan Pușcin, care s-a născut în 1798 și a murit în 1859 și acesta cu care se căsătorește, după ce rămâne văduvă, moare relativ rapid și revine într târziu la Petersburg, devenind un prototip literar pentru două personaje celebre, Tatiana Larina din Evgeni Onegin, a lui Pușkin și Sonia Marmeladova din Crimă și Pedeapsă. Se spune că Tolstoi, impresionat de spovedania ei, pe care a citit-o în 1856, intenționa să scrie un roman de în care să pună în lumină frumusețea sufletească a acestei Natalia. Ce îi spune Dostoevski, pentru că el a primit Noul Testament de la această Natalia, îi spune Vă mulțumesc! Viața aceasta lipsită de lumină, apăsătoare fizic și moral, m-a înfrânt. În asemenea momente, însă, totdeauna cu amărăciune scrisori. Iar a atârna propria tristețe în astfel de momente de gâtul altora, cred că este o lașitate. Vorbește despre uh, ce s-a întâmplat la Semipalatinsk, despre Batalionul 7, din care a făcut parte, despre Sergei Durov, care era și el un membru al acestui grup. Vorbește despre cum anume ea, generaleasa, von Vizina, sigur, îi atinge sufletul, cu câtă plăcere, spune Dostoevski, citesc scrisorile dumneavoastră cu câtă bucurie văd că știți să compuneți, spune Dostoevski: Știți să compuneți de minune aceste scrisori care pornesc din inima dumneavoastră bună și iubitoare de oameni, cu ușurință și fără efort. Continuăm apoi o discuție despre patrie, care dezamăgește întotdeauna nu știu, din scrisoarea noastră îmi dau seama că v-ați regăsit cu amărăciune patria, înțeleg acest lucru. M-am gândit de câteva ori că dacă mă voi întoarce vreodată în patrie, impresiile mele vor fi mai curând pline de suferință decât de bucurie. N-am trăit viața dumneavoastră și îmi sunt necunoscute multe lucruri din ea, asemenea oricărui om cu privire la viața altuia. Dar sentimentul omenesc ne e ceva comun și se pare că fiecărui surghiunit este dat să trăiască din nou, în conștiință și în amintire, nenorocirea trecută. Cu asemenea unui cântar pe care pui și afli exact adevărata greutate a ceea ce ai suferit, îndurat, pierdut și a celor care n-au fost luate de oamenii buni. Dar să vă dea Dumnezeu încă multe zile. Am auzit de la de la mai mulți, că sunteți un om foarte religios, Natalia Dimitrevna. Nu pentru că dumneavoastră sunteți un om religios, ci din cauza că eu însumi am trăit și am simțit aceasta vă spun, într-o corespondență pe care Dostoevski nu se aștepta ca noi să o citim astăzi, vă spun că într-un asemenea moment ești însătat precum iarba uscată, așa cum spune și Psalmul 101, de credință. O găsești doar pentru că în nefericire devine mai limpede adevărul. Deci găsești credința, spune Dostoevski, pentru că în nefericire devine mai limpede adevărul. Vă voi spune despre mine Că sunt un produs al veacului, un produs al necredinței și al îndoielii până în clipa de față. Ba chiar știu acest lucru până în mormânt. Ce chinuri cumplite a costat și mă costă acum setea de credință, care mi-e cu atât mai puternică în suflet cu cât se adună mai multe dovezi contrare. Și totuși, Dumnezeu îmi trimite uneori clipe când sunt pe deplin liniștit. În asemenea momente, iubesc și îmi dau seama că sunt iubit de alții și. În asemenea momente, mi-am încropit un simbol al credinței, în care totul pentru mine e limpede și sfânt. Acest simbol, acest crez, este foarte simplu. Iată-l, să crezi că nu există nimic mai frumos, mai profund, mai atrăgător, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Și nu doar că nu există, ci cu o dragoste invidioasă îmi spun că nici nu poate exista. Mai mult, dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos e în afara adevărului și realmente de-ar fi ca adevărul să existe în afara lui Hristos, aș prefera să rămân cu Hristos și nu cu adevărul, e o faimoasă zicere. Întotdeauna se află în circulație câteva opinii și convingeri de acest gen, era de părere Dostoevski, pe care contemporanii se tem să le recunoască și să le apătă de ele în fața lumii, în ciuda faptului că încetul, încetul cu încetul le împărtășesc în viacul nostru, se întâmplă ca oamenii să fie extrem de sfioși în a da glas unor alte convingeri, chiar și a celor izvorâtă din inimă. Dar e mai bine să nu vorbesc despre acestea. Să vă ajute Dumnezeu să obțineți permisiunea, îi spune ei. Sunt un om cumplit de prietenos, mă atașez de cei care mă înconjoară, apoi mă desprind cu durere de ei. Să trăiți, Natalia Dimitrevna, trăiți cât mai fericită și cât mai mult. Când ne vom vedea, ne vom cunoaște din nou și poate fiecare din noi va avea parte încă de multe zile fericite. Acum parcă aștept ceva. Acum parcă sunt bolnav și trăiesc impresia în scurt timp. Cu mine trăiesc cu impresia că în scurt timp cu mine urmează să petreacă ceva. Ceva hotărător. Că mă apropii de momentul de criză al vieții mele. Că parcă m-am copt pentru ceva. Cu bine, cu bine, Natalia Dimitrevna, sau mai bine spus, la revedere. Trebuie să credem că va fi la revedere. Apoi Dostoevski îi scrie fratelui său și repetă această rugăminte în singurătatea pe care el o gestionează cu greutate. Mai târziu va întâlni o femeie care îi va alina această singurătate la Semipalatinsk, în Kazakhstanul de astăzi, pe la 1854, da, când Eminescu avea doar 3 ani 4 anișori, Dostoevski spunea: Aici întâlnești numai braz, pin și sălci, alți copaci nu vezi. Acum trimitem, frate, trimitem cărți. De reviste nu am nevoie. Trimitem, în schimb, istorici europeni, economiști, sfinți părinți, dacă e posibil, pe toți anticii, pe Herodot, pe Tucidide, pe Tacit, pe Pliniu, pe Flaviu, pe Plutar și Diodor Toți sunt traduși în franceză În sfârșit, Coranul și lexiconul german Trimitem, firește, doar ceea ce poți, spune Dostoevski Și nu toate deodată, ci puțin, câte, câte puțin Trimitem cărți, spune Dostoevski, nu reviste Melancolic și ipohondru Da, bolnav și de hemoroizi bolnav și din pricina acestei epilepsii, Dostoevski caută să mențină această legătură cu Mihail, dar și cu Andrei Mihailovici, cu fratele care, mă spuneam, s-a orientat într-o altă direcție, s-a și căsătorit, pe care îl felicită pentru această alegere, care, sigur, îi permite măcar să spere la fericirea conjugală. Dostoevski spune, nu există nimic mai nobil pe lume decât fericirea conjugală. Doamnelor și domnilor, spuneam că citind această carte și vă, vă recomand măcar să o răsfoiți, am dat de câteva epistole absolut remarcabile, re inclusiv scrisorile către baronul Wrangel, care este, care este, un personaj esențial în devenirea, în devenirea lui. Dostoevski întâlnește cu ajutorul acestui baron foarte multe personalități, dar, atenție, o întâlnește și pe prima lui soție. La Ocna am citit foarte puțin, cărți nu se găseau. Nici de cum, ieșind aici la Semi am început să citesc mai mult. Am fost întotdeauna un rus adevărat, a suferit de această bulimie a lecturii, nu doar de această epilepsie care îl trântea la pământ. Gândiți-vă ce șoc pentru prima lui soție să descopere această boală după, practic, după ce s-a îndrăgostit ea de el. Măreața este bucuria dragostei, însă suferințele sunt atât de îngrozitoare încât e mai bine să nu iubești niciodată, spune Dostoevski. Atenție către baronul Wrangel, Alexander Egorovici Wrangel. Iubirea mea însă la vârsta aceasta nu e o toană. Durează de 2 ani, de 2 ani, iar în 10 luni de despărțire, nu numai că n-a slăbit iubirea, ci chiar a ajuns până la stupizenie, spune Dostoevski, care adaugă Prietene, sunt un om cinstit și, sigur, îndrăgostit de această femeie, Maria, Maria, și aveți acces la relatări despre Dostoevski și în volumul publicat de Rațio și Revelațio, Dostoevski văzut de contemporanii săi, spuneam că, descoperind-o pe această Maria, care era văduvă la rândul ei și care avea un băiețel, care abia împlinise 8 ani, Dostoevski, vă dați seama, Cade, la, uh, cade, pe gânduri, cade la bănuiel, am să spun, și se pregătește sociară de nevastă. De aceea îi scrie din nou fratelui său, Mihail, pentru a-i cere, evident, bani. Omul s-a îndrăgostit de această uh, Maria, spuneam, dar uh, cred că era un sentiment amestecat cu mila. Maria Dimitrevna Isaeva din Kuznetsk, gubernia Tomsk, această Maria n-a fost neapărat pe placul familiei lui Dostoevski, care sigur că și-a dorit altceva. În numele lui Hristos însă fă pentru mine, trimitem -mi niște bani. Am vorbit despre posibilitatea unei căsătorii. Căsătoria care nu se va dovedi a fi extrem de, fi extrem de reușită. Pentru ultima oară cer de la tine, spune Fiodor Mihailovici, îi scrie lui Mihail, nici când în viață nu o să te mai turburi și la prima Întoarcerea norocului, îți voi înapoia banii, pe toți. Ți-am cerut 100 de ruble de argint. Am suferit atât de mult și sigur că, destăinuind aceste experiență ale suferinței din Siberia, mișcă cumva inima fratelui. Dostoevski are nenumărate referiri la bani. Era clar un scriitor de geniu, dar nu știa neapărat cum să facă bani. În vremea aceea era foarte greu dacă nu aveai dreptul de semnătură să faci, să faci bandin scris. Evident, Dostoevski primește acest drept de semnătură puțin mai târziu. El nu avea dreptul în Siberia să scrie în nume propriu și îndrăgostindu-se de această Maria Dimitrevna Isaeva, care era, spuneam, văduva unui funcționar isaev din semi palatinsk prin 1800... 56, undeva la vârsta de 34-35 de ani, declară, spuneam, unei doamne, anume o soră în sens spiritual, Vera Mihailovna Dostoevskia, îi declară, spunea, ca membru al corpului de cadeți din Siberia, ca prieten cu atâția elevi artileriști, el Dostoevski a căutat să iasă din această lume ca zonă prin intermediul literaturii și, firește, prin intermediul acestor experiențe amoroase, o întâlnește pe această Maria Dimitrevna sau Dimitrivna, iertați-mă, și spune, o iubesc de multă vreme pe această femeie până la nebunie, mai mult decât viața. Dacă ai cunoaște, dacă ai Cunoaște acest înger, îi spune verei, atunci ai descoperi o femeie cu un caracter smerit, care își înțelege datori datoriile sau îndatoririle și care are o fire evlavioasă. Ea mă cunoaște, mă iubește și mă respectă. Ne-am ne cunoscut și am continuat, după ce ne-am despărțit, să corespondăm mi-a zis, mi-a răspuns la rugămintea mea, la cererea mea de căsătorie, mi-a răspuns, da, ne respectăm unul pe altul, o iubesc, am 35 de ani, ea 29 și vine dintr-o altă familie excelentă, chiar dacă nu bogată. Deci Dostoevski se îndrăgostește și îi scrie acestei Maria Ivanova, Ivanovna, iertați-mă, îi spune prietenului său, baronului Rangel sau Rangel că s-a împrumutat pentru a se căsători cu această ființă curată, fără de prihană, așa o vede, așa cum și Eminescu o vedea pe Veronica, nu știm dacă era chiar așa, și uh, descoperă, ce credeți că descoperă? Că soția lui de circa 30 de ani era ea însăși bolnavă și mai descoperă că nu erau deloc uh, mijloace disponibile în noua lui familie pentru a crește un copil. Motiv pentru care, în 1858, da, deci vorbim despre un bărbat de 36 de ani, uh, deja foarte responsabil, îi scrie lui Alexandru al ii pe care toată viața îl va iubi, fiindcă acesta îi va da, practic, libertatea înapoi, îi scrie acestui monarh, Prealuminate Monarh între Monarhi, Mare Domn împărate. Alexandr Nikolaevici, stăpâne absolut peste toată Rusia, vă roagă sublocotenentul din batalionul numărul 7 de linie Siberian Feodor, fiul lui Mihailovic Dostoevski, următoarele și tot spune ce a făcut el, cum s-a pregătit la școala superioară de ingineri, cum a fost parte a companiei de conductori, cum el a devenit general inspector din partea, pe partea inginerească, cum la 19 ani a fost reținut în cadrul școlii superioare de ingineri cum el a fost eliberat din serviciu în 1844 pe motiv de boală, cu gradul de locotenent, cum el a fost foarte interesant, a fost condamnat la moarte și a devenit membru al batalion batalionului disciplinar. În ziua de 19 lunii lui decembrie 1849, ca urmare a preasupusului raport al auditoriului general, fiind, sigur, acuzat de participare la uneltirile criminale și de răspândirea scrisorii literare a lui Belenski Belinski către Gogol, plină de expresii necuvincioase împotriva Bisericii Ortodoxe și a puterii de, vârf, de, de vârf, îi cere acestuia să aibă milă, pentru că el, suferind de epilepsie, o boală de nervi a feței, având de asemenea o suferință organică a creierului, spune Dostoevski. Și într-adevăr, datorită acestei suferințe a epilepsiei, el va avea și pierderi de memorie, căsătorit fiind cu văduva generalului gubernial Isaeva, Maria Mitrevna, neavând copiii săi proprii, Dostoevski cere clemență. Suferim aici prea mult, în Siberia, suferim foarte tare, locul nostru nu este aici și mai târziu în 1857, la 37 de ani, începe să se plângă într-o scrisoare către fratele lui Mihail de faptul că nu ține minte prea multe lucruri. Ana Grigorevna mai târziu va confirma aceste simptome. Vorbește cu fratele său despre Gogol, autorul Sufletelor Moarte, care a avut o perioadă de gestație îndelungată, 8 ani de zile, fără ca. Volumul 2 să mai apară, de fapt a fost ars la rugămintea unui duhovnic, ce chestie bizară. Gogol arde acest roman, și volumul 3 nu mai apare niciodată. Spuneam că îi scrie fratelui său, Misha, îi repetă: Nu am copii, este foarte greu să trăiesc aici, am nevoie de bani, vreau să scriu mai scurt, însă dacă scriu foarte scurt. Vă dați seama Dostoevski era plătit pe numărul, în funcție de numărul colilor tipografice Dacă scria prea puțin era foarte greu să fie plătit cum se cade Și din aceste motive el permanent îi spune fratelui său Prietene drag, prietene ajută-mă, ai grijă, ai milă Vreau să scot cărțile mele, vreau să le tipăresc în 2000 de exemplare, în 1300 de exemplare nici este de exemplare Deci practic toată această corespondență este plină de referințe la starea lui financiară precară Pirește, nici Dostoevski n-a trăit foarte bine, nici Eminescu nu a trăit foarte bine în cultura română Suntem încă într-o lume care nu a operat toate schimbările și până astăzi schimbările în plan economic nu sunt neapărat spectaculoase în Rusia, în România mai bine, în Rusia mai rău. Spuneam că părăsind Siberia, căutând să ajungă repede la Petersburg, Dostoevski descoperă că trebuie să urmeze și un tratament serios, radical, spune el, pentru ameliorarea, ameliorarea condiții sale medicale. Vrea să fugă de Siberia, care nu-i face bine nici din punct de vedere, repet, medical. El ar trebui să viziteze chiar mai des, nu așa, locurile calde ale Europei sau, în cea mai proastă variantă, măcar Marea Neagră, litoralul Mării Negre. Iertați-mi, zice, iertați-mi îndrăzneala, zice, într-o altă scrisoare din 1859, când practic Dostoevski se pregătește să fie cu totul eliberat de sarcini, îi scrie iarăși, îi scrie cu multă căldură, maestății sale imperiale, țarului Alexandru al II-lea, iertați-mă, spune el, am încă o rugăminte și vă rog să bine voiți arăta nemărginită noastră milostenie, puruncind ca fiul meu vitreg, Pavel Isaev, acum de 12 ani, să fie primit pe cheltuiala statului la unul dintre gimnaziile din Petersburg. Veți mai găsi în această carte, dragi prieteni, în acest volum, da, veți mai găsi foarte interesante trimite la relația lui cu Necrasov, de altfel și-a dorit să fie înmormântat lângă acest scritor. Fiodor uh, Mihailovici Dostoevski ne apare, doamnelor și domnilor, ca un om sensibil, ca un om uh, extrem de predispus spre a suferi, ca un erudit în felul său, un pasionat, spuneam, de istoria ideilor, un om care a vrut să cunoască și literatura, și filozofia, și istoria, și gândirea economică occidentală. Uh, Dostoevski, pe care îl vom redescoperi la bătrânețe, să spunem așa, ca fiind aproape un mistic îndrăgostit și descrierea lui Isaac Siru. Acest Dostoevski merită descoperit și în faza lui formativă prin, repet, lectura acestui volum, scrisori, volumul 1, traducere de Leon Ivanov, perioada 1837-1859. Din păcate, din păcate, o evocare amplă a mamei lui Dostoevski lipsește, în acest volum, dar putem găsi aceste evocări, putem găsi aceste relatări despre suava, dulcea mamă care l-a îndemnat pe Dostoevski la cunoașterea vieții spirituale. Putem descoperi toate aceste lucruri, spuneam, dragi prieteni, în biografia lui Joseph Frank. Eu sunt pentru dumneavoastră Mihai Nemsu și, dacă nu v-am plictisit cu această lectură a cărții, și a scrisorilor celor mai importante, zic eu. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Nu uitați, construim aici împreună, la Clubul Marile Cărți. România deșteaptă și e frumos uneori să primim din partea noastră un feedback. Spuneți-ne cum vi se pare Dostoevski în această lumină, ce v-a plăcut, ce v-ar interesa să mai aflați despre viața lui și, firește, ne vom întâlni inclusiv în aceste caravane pe care le desfășurăm în toată țara de la. Oradea până la Cluj, trecând prin Bistrița, apoi trecând munții spre Piatra Neamț, apoi, sigur, Târgu Mureș, dacă e vorba de Transilvania, trebuie să pomenim aici și alte orașe, Gherla, desigur, trebuie să vorbim și despre Dej, însă nu uităm nici Muntenia, vom fi prezenți și la Târgoviște, vom fi prezenți și în Moldova, spuneam la ea, și chiar și la Fălticeni, Așa că invitațiile sunt multe și încercăm să le onorăm în măsura timpului disponibil. Vă doresc lectură plăcută în continuare și nu uitați, împreună, doar împreună, construim această mișcare a binelui, a adevărului, a frumosului, construim împreună România deșteaptă. La revedere!